Bună ziua, prieten columbofil, bine v-am regăsit. A trebuit să fac un intro de la, apropo, care mă poate ajuta cu un intro. Aici avem primii pui pe sezonul 2019. Sunt porumbei scoși din cei de la matcă, cei de la reproducție. Părinților sunt închiși. Hugo Battenburg cu Gaston Van de Vover 50-50. Avem aici o combinație de Kopman cu Floor Angles, 56 Gaston cu Bart Henriks și Verek Tarien. La fel, asta este fratele cui cu ăsta de aici, Kopman. Ăsta este albastrul de acolo, cât și albastrul cel de acolo. Sunt frați de cui și sunt de pe Alfredo cu 893 campioana, 94 campioana de la Baden-Baden. Deci se spun bistul asta de maraton. Ăștia când vor face 3 ani, să spunem la 3 ani de viață, vor zbura cu ușurință 1000 de kilometri. Sunt câțiva porumbei la mine în crescătorie care au demonstrat că pot zbura pe distanțe lungi. Hop! Avem lumină. Ce avem acolo? Ăla este 3177. Este de pe tatăl mamei ăstora 2, ăla bătrân de la Ivan Pedersen, care este o combinație la Ivan Pedersen și de la Klaus Hansen, de pe trestiul ăla bătrân, care l-a ajutat pe Klaus Hansen să iasă locul 1 pe secțiune la distanță lungă. Este vorba de pas de 32. La fel combinat cu Gaston, 25% Gaston Van de Vor, se găsește în pedigriul celui de aici, cât și bunica lui din partea mamei este femela de jos în o super reproducătoare care a fost în crescătoria lui Jan Rohn. Jos. Ce mai avem aici? Interesant. Ăsta de aici era cât pe ce să nu mai fie. Este de pe Hugo Battenburg, de pe Mornul ăla închis și femeia de Gaston. V-am spus că era să-l pierd, nu se dezvolta. Păi ăsta este din aia de la Lauenbach. Toți ăștia de la Lauenbach sunt porumbei buni de pe femeia aia. Îmi plac foarte mult cum arată, nu este pui să... Mama lor nu este extraordinar de bună la mână, dar în combinație cu masculul 8411 dă pui foarte buni. Ea este o femeie mare, osoasă, dar nu este destul de armonioasă la mână. Ăsta va fi un pui foarte bun, foarte reușit. Toți pui, așa cum v-am spus, din perechea aia sunt pui buni și sunt pui de viteză. Sunt pui care prind viteze foarte mari, porumbei care vor prinde viteze foarte mari în concursuri. Vorbim de peste 1800 de metri pe minut. Lau are porumbei registrați cu peste 2000 de metri pe minut, sună absurd pentru voi, dar atunci când vântul bate cum trebuie, se pot registra de viteze de genul ăsta la etapele de distanță scurtă în Danemarca. Ăsta este de pe 1169, campionul Essen, la fel și acesta. Și la fel, sunt pui dați din locul 1, cât și nepoți din locul 1, mama lor. 1-1-27 cu rezultate, bineînțeles, cea mai bună yardinga mea, rămasă, constant, zburată, este dată de pe locul 1 Göttingen. Aici suntem în compartimentul zburătorilor, lumina este destul de slabă. Mai sunt ceva pui, ieșiți pui pe care nu-i pot păstra, nu-i voi păstra, nu am spațiu pentru ei. Nu știu câți vor fi, mai sunt ouă, mai sunt pui. Cei care au depus ouă, care au ouă acum, vor avea șansa să-ți crească pui până la maturitate, cum sunt... Bine, ăștia au pui aici, dar mai sunt pe cei care au făcut ouă astăzi. Mai este o femeie undeva pe jos, cu masculul de acolo. Cei care vor depune acum încolo nu vor mai fi la fel de norocoși.
Aici în cadru avem femeia bătrână de 2011, de la o femeie care a scos foarte mult pui la mine în crescătorie și care este mamă de loc 1, între altele, și două, asta stă în țărut, dar cu mama și la asta, și care mai scoate ouă, am mutat-o. Am dat-o aici, cred că mai mult ca sigur îi voi da drumul afară și va pleca. O să vă arăt o filmare cum, cum pleacă un burger care a stat aici 8 ani. 8 ani a stat aici în crescătorie. Care va pleca mai mult ca sigur fără să atingă trapa și va pleca și va dispărea pur și simplu în, în orizont. Nu voi mai ține pentru că nu țin. Nu-i sacrific dacă sunt bătrân, dar le voi da drum. Am să-i tai în el și îi voi da drum. Nu voi mai scoate pui. Ea este consanguină, lucrată în consanguinitate foarte puternic pe partea tatălui. Vorbim de fiu cu mamă și bănesc că s-a ghis aprozar. Nu mai face ouă. A stat deja 3 luni acolo, cu masculul ei și n-am mai scos niciun ou, cu toate că am trecut a scos pui până târziu. Bun, trecem peste asta. Aveam pui pe aici, câțiva pui puteți cumpăra dacă îi vreți, dacă vă plac. Dacă noi putem trimite în tandem la un colombodrom, vă costă taxa de înscriere, căutați un colombodrom în, în România. Sau dacă nu căutați un colombodrom în, în Danemarca. Este doar un colombodrom în Danemarca. Numai că este un pic mai scump aici. Costă 1500 de coroane să trimiți un pui la Danish Pigeon Race, dar premiul 1 în finală este de 50.000 de euro. Costă doar taxa de înscriere. Vă alegeți un colombodrom mai de Doamne ajută, nu de astea care aveau fost deschise. Ca să faceți noi un ban dacă e să fie un loc unu și sunt șanse. De exemplu aia de acolo. Este soră bună cu aia de a mi-a adus 2500 de euro anul trecut. Ăsta de aici a venit în finală, e o soră bună, a venit în finală la Danish Pigeon Race, dar care a fost foarte apropiată de, de locul 1 în hotspot-uri, un borbel care a zburat peste 1800 de metri pe minut acolo, într-un hotspot. Cea mai bună clasare a fost de 66 din 1700 de înscriși. Sunt porumbei care pot. Sunt mai mulți. La fel, avem doi aici, sverișori, părinții, sporbei de distanță lungă, sporbei care au șanse în finală. Ce mai avem aici? Hop, și asta de aici, la fel, este sora cu ăla de sus, albastru ăla. Sunt porumbei, ea e data de la Laua, mama e de la Laua în Bac. Păi ăștia sunt doi frați cu doi frați, două surori cu doi frați. Ele sunt albastre cu un pic de alb. Și masculis negri, cam pe acolo. Aici sunt o parte din tardii, porumbeii târzii, cât și porumbeii de la Brobeck. Nu-i mai recunoașteți, vă garantez că nu mai știți. Asta este unul dintre ei. Au năpârlit, ăștia spui de iarnă și năpârlit masiv. Așa arată unul dintre argintii aia, apropo. Mai are nițel și schimbă tot penajul. Am zis să-i țin un pic ascunși și să vi prezint când vor avea tot penajul schimbat. Da, oricum, într-o săptămână ăștia-s. Nu mai recunoașteți. Ei vor fi mutați în, pe sexe, în compartimentul masculilor cât și a femeilor. Nu-i vă lăsa cu puiice pentru că ei vor fi dominați, o să-i bată. Și voi zbura de acolo, îi voi verifica de acolo. Da, deci nu mai arată a ceea ce au fost. Nu mai dau apui așa. Au zburat afară, mai mult sau mai puțin. Argintiștii au din prima zi au ieșit afară la zbor. Am o albastră aia de acolo, care nu prea a zburat în stol. Trebuie să am grijă de ea, pentru că dacă o să iasă în stol, o să pleci. Oricând poate să pleci. S-a speriat bănuiesc că la început sau nu știu, instinctul nu-i spune să zboare încă. Mai țineți minte la de zicem că e alb? Ei, e list. Mai care capul alb, aproape alb, și asta mă duc mine în eroare. Este un albastru deschis cu cap alb, fără aproape nicio pigmentație pe cioc. Da, așa e, bă, îmi dă alb, îmi iese un alb. Este bun și ăla. Sunt porumbei vânjoși, ăștia dau niște pui buni. Am doi frați în compartimentul puilor, mutați acolo, dintre cei 12 pui, frați buni cu aia. Din ăștia doi, care prezintă așa o forță încă de la vârsta asta, cu cipri că au 30 de zile, nu știu dacă au 30 de zile, dar se simt așa la mână, că sunt compacți, cu mușchi foarte bine dezvoltat.
Gândiți-vă că aia în 3-4 ani o să fie bombe, canun, tun. Am eliberat cuibul ăla acolo, ăștia doi pot să fac în continuare ouă. Vor face în câteva zile ouă. Este strâmt aici și e nasol să ai pui și ouă în același timp, pentru că oricum femeia va avea tendința de a face ouăle în cuibul în care se află pui și atunci puiile vor găinăța ouăle alea, le vor strica. Așa am făcut și acolo, puii ăstora au fost mutați pe podea. Important este ca niciun mobil să nu aibă partea de jos. Vedeți, la mine este închis aici, pentru că dacă o pereche și vor lua cuibul de aici, atunci vor domina toată podeaua. Și nu vrem chestia asta. Și doar ferește să intre un pui acolo, la el, peste el în cuib, îl va scalpa. Bă, asta este fiară. Are și fața aia de încăpățânat, de porumbel încăpățânat, dur, din plinea aia veche. Ăsta are sânge de copman în el. Este dracos așa după privire, adică are, gândește, stai și aici și se uită așa la tine, parcă te crede prost, știi? Are gândirea, mintea, privirea aia de înțelept. Gaston pe ouă, aici la fel am ouă cu femeia asta de la Laua. Ouă acolo. Ouă aici. Pur și simplu a început ciclu. A luat-o din nou. Ce este interesant, masculul ăsta de la Herboats, cel pe care l-am câștigat, a primit femelă. Și este o fică din asta de la Lau cu masculul de la Karin și John. Adică este un pui din ăștia doi de aici. Super, super șmecher la mână femeia asta și se completează ambii fără nicio problemă. Ochi compatibil, vorbim de penaj, vorbim de statură, ea este nițel mai mică față de el, vorbim de caracter, dacă o luăm așa, caracter dominant recesiv, și aici v-am explicat faza cu penajul, cu exemplu Battenburgul ăla este cu o pigmentație închisă pe spate, înseamnă că el este un porumbel cu caracter dominant. Atunci când porumbeii au alb pe spate, uitați-vă acolo, ceva în genul ăla, sunt cu caracter recesiv. Cam așa se împerechează canarii, știu chestia asta de la un crescător vârstnic, asta este cu un caracter amblițul prea puternic, dominant, vedeți, pleacă pigmentația de pe spate, pleacă în aceeași nuanță, până ajunge în dreptul cozii. Asta înseamnă că este un porumbel cu un caracter dominant. Atunci când porumbelul are pigmentația albă pe spate, unde e? De exemplu, cum este cel de la Alfredo, o lumina prea puternică, nu cred că o să vedeți, atunci vorbim despre un porumbel cu caracter recesiv. Și este bine să împerechem un porumbel cu caracter dominant cu unul cu caracter recesiv. Am cumpărat doi canari de la un crescător bătrân care au porumbei în expoziții naționale cu rezultate și am zis, dă-mi pe aia galben, doi galben cu galben intens, zice nu, îți dau unul cu un galben intens și unul cu un galben recesiv. Așa îi bagi la pereche, nu că ar fi rău, dar dacă ar trebui să respectăm toate regulile reproducției, așa este bine. Masculul ăsta ne pune pe New Belgian Pride. A primit o femeie astăzi, pe aia de acolo s-au călcat, s-au acceptat și în 10 zile de acum încolo voi avea ouă la ei. Aici e un porumbel de anul trecut, agățat de Shoim, panara mai mică care lovește la viteze foarte mari și care în mod normal consumă șoareci pe câmp, știu ce mamă lui mai prinde. Mi-a dispărut o femelă, nu mai am și asta este a doua victimă. Nu știu cât auziți, dar se aude așa un hârcâit. Respiră foarte greu. Uitați-vă sub coadă la el. Are dificultăți mari de a trage aer. Este deoarece
Trahea este atinsă. Are secționat o parte din trahee. Uitați, de gât acolo este lovit. Am încercat ieri să-l iau o mână, dar se zbătea. Și era stresat și avea nevoie, bineînțeles, de mai mult aer. Și făcea urât de tot. Bănuiesc că este vorba despre un dop de sânge care blochează cumva rana și încearcă să o cicatrizeze și sper că acel dop să cadă la un moment dat sau să fie asimilat de organism în procesul de vindecare a rănii și cel din interiorul traheei. Nu pot să-mi dau seama că odată ce face așa, el are o gaură undeva. Mi-e milă să le iau. L-am luat ieri în mână, se zbătea și l-am lăsat. Oricum are un hematom mare acolo la gât. Porumbelul ăsta nu va mai face niciodată performanțe, nu va mai va zbura, bănuiesc, dar nu va mai avea rezistență la efort niciodată, pentru că chiar dacă traheea îi se va vindeca și se va închide, el va avea un handicap, va fi îngustată în urma rănii, va avea același diametru și capacitatea lui de a atrage aer va fi mai mică datorită obstrucționării traheei. Așa că va avea dificultăți atunci când va veni vorba de efort. Este din 1.69 campion Essen plus multe alte clasări, un porumbel tatălui a reușit de încă din 2011 să aducă rezultate și mama lui a fost o femeie în 2013 care a mers destul de bine până anul trecut când s-a pierdut, la fel aceeași istorie, la etapa aia catastrofală de Essen, totul bate apa în piu cu Essenul ăla, pentru că ăștia încă își mai aduc aminte de etapa aia. În ziua respectivă au fost restricționate toate zborurile pe, nu toate, dar până în 300 de kilometri în Germania, Olanda, Belgia. Numai noi am fost încăpățânați și am trebuit, am lăsat porumbei, i-am mutat de la 700 la 500 de kilometri Essenul ăla și am lăsat la 500, s-a pierdut un număr semnificativ de porumbei. Mama lui, 1657, mi-a venit a treia zi, era la geamul la bucătărie, era acolo pe pervaz, iar pisinica a venit aici, a găsit sputnicile închise și s-a dus acolo la pervaz, pentru că acolo ne vede noi, ne vede în bucătărie că stăm. N-am recunoscut-o și avea o lovitură, era epuizată și avea o lovitură gheară de uniu intrată în abdomen, în partea de jos, sub piept, în abdomen, și avea afectate ceva organe interne, bănuiesc că era într-un hal fără de hal. Rana era destul de adâncă, deci tăietura, se vedea cum gheara a intrat în organism. A reușit până la urmă să vină acasă, dar eu am angajat-o în continuare la zboruri, ea făcând performanță cât de cât până la etapa aia de Essen, adică era o clasări, era un porumbel nu de vârf, mediocru, dar care putea să promită, în sens că oricând putea să aducă un loc de 1, dacă tot. Eu nu sunt nebunit pe locuri de 1, am nevoie de porumbei constanți și acei porumbei constanți oricând pot ajunge în top. De asta avem nevoie porumbei care să vină. Nu de aia care vin a doua zi, a treia zi sau și după vreo săptămână, aia trebuie să eliminați. Cam asta e treaba cu el. Sper să... Dar acum nu trage aer cum trebuie. Asta e problema. De aia face așa. Hârcâie. Are și golul ăla, are o gaură acolo. Nu știu, să-i ocost, dar nu știu, mi-e milă, nu știu ce să fac. Aștept să-i... Dar nu cred că... Mă gândeam să aștept să-i cadă dopul ăla de sânge, dar deja rana ar fi cicatrizată, deci ar rămâne cu o gaură. Nu știu ce să-i fac, o să mă gândesc.